Exodul 33. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminței tale o voi da. Voi temete înaintea ta un înger și voi zgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a mai pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copiilor și lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care este afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du-pe poporul acesta și nu mai arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și cu poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când, prin aceasta, vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cer acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă voi vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea.